Nici Ștefanov? Da. Asta nu e Ștefanov, asta... De pe mamă, Ștefanov. De pe Ștefanov, nu? De pe tată. De pe tată, da. Deci bunicii de pe tată. Și aici bunicii, nu? A, nu, aici bunici. Adică părinții de asta. Da. Aici, Echim și Iustin. Ștefanov. Păi au făcut plăcuța aceea. Dar acolo cam e prea strâmt. Ca să scrii Ștefanov, putare, e prea scurt. Așa e, prea scurt. Prea mărunt trebuie să scrii. Da. Dar ce mai trebuie acum scris? Ei, da. Mulțumim, în familie. Da, să scrie, este la de ăștia scrie pe, da. Pe cupru. Poți să scrii pe... ceva deoparte și îl pui... Păi o tabliță ca să luăm. Uite să iau dimensiuni. Acolo mai este o leacă de praf. Hai să mă duc totuși să ștergem o leacă. Da. Și acolo Evmia Ștefanov a spus că e al lui fratele lui bunicu. Unde vezi tu Ștefanov? Ștefanov Evfimia. Moș Ion, da, e fratele lui bunicu? Da. Meu? Da. Nu, e fratele lui bunicu. Fratele lui tata. Soția fratele lui tata, nu? Da. Da, da. Da. Și acolo ai spus Emiliană, e socrii mă tale? Socrii mei. Da, da, da. Dar eu știam că și babica pe aici. Cum? Babica era pe aici în mormântare. Mai încolo, dar nu știu, spun. Da, bunica mea unde? Mama tale unde? Aici, da, 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 da. Amândoi. Da, amândoi. Erau cuși abia separat. Am înțeles. Mama când a murit înainte, a spus, mie îmi faci cuși de lemn. Da. Tata vede metal. Eu am făcut cruci de lemn. Au ținut 30, 40, 50 de ani, nu știu cât au ținut, și de acum era fermată. Și am zis, cum să fac eu una nouă alături, da, și aia da, veche da. De metal să răpie alături. Știi? Și atunci am desfințat pe amândouă și am făcut una pentru amândoi. Da, da, da. Eu vorbesc tare, dacă eu n-aud, da. Poate ai impresia că n-aud nici alții. Ăștia scrini? Stângeneni. Stângenei? Ăștia sunt frumoase, miroase frumos ăștia. Hai băi să spălăm și asta aici și să mergem. Nu prea. Mai cineva mi-a curățat. Da? Cineva, e foarte bine cu curățat. Și aici cred că s-au prins după o ploaie sau după un vânt, știi? Eu te-ai